Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. Continuăm să citim mesajele telespectatorilor noștri. Le mulțumesc încă o dată pentru faptul că sunt atenți la ceea ce discutăm aici. Sunt foarte mulți cei care ne scriu, de asemenea foarte mulți care doresc să intre în direct cu invitații mei. Domnul Marian Oprea ne-a scris, am avut un proiect pe măsura 6.1, nu am depus proiectul deoarece s-au terminat banii. Am avut 80 de puncte. Întrebarea este dacă închid firma și sunt trecut la APIA, mai pot accesa măsura 6.1 în 2021 sau rămân cu RO? Ce mă sfătuiți să fac? Deci, vă rog. Scuze, vârsta, deci, 31 de ani, dacă e important. ROU este ca și CNP-ul, ca ideea, acel ROU va rămâne înregistrat, chiar dacă o închide, dar nu este cazul să o închide, pentru că din discuțiile care le-a creat Comisia Europeană și din presa de specialitate, ce am înțeles și eu, vechimea se poate duce chiar până la 5 ani de zile, începând din anul 2018. Deci dânsul se a pus întrebarea pentru că la 6.1, dacă aveam o vechime mai mare de 24 de luni ca formă de organizare, nu mai puteam să accesăm sub măsura 6.1. Vis-a-vis de nou PNDR, nimeni nu știe care vor fi regulile de bază sau cele mai importante, dar această derogare există din anul 2018, deci data de referință poate merge până la 5 ani de zile. Nu este o soluție dacă dânsul închide acest I acum și trece din nou pe persoană fizică. Și mai mult e de asta că tot la fel vis-a-vis de sistemul de subvenții, vis-a-vis de aceeași, mă rog, definiție, ba, fermierul e activ și așa mai departe, se pare că din ce în ce nu a fost vehiculată, dar era una din variantele de lucru, că vor fi subvențiile vor merge către cei care sunt, care au o formă juridică în spate, așadar cu o anumită spate, cu un anumit istoric și așa mai departe. Așadar s-ar putea ca el, ca și persoană fizică, să nu poate să demonstreze până la urmă și la urmă acel istoric. Este o realitate. Probabil că anul acesta, mai mult ca sigur, toată lumea se așteaptă că primăvară, târzie, vară să apară primele variante sau ceva mult mai concrete sau ceva în consultare. Nu discutăm de România, discutăm de la nivel Europei. Un alt mesaj venit de la domnul Giovanni. Ne spune că are vârsta de 52 de ani, deține 11 bovine Angus gestante. Ce fonduri aș putea accesa dacă nu am dus la bun sfârșit 141. Asta n-ar fi o problemă cu 141, să vedem dacă cele 11 bovine de carne până la urmă depășesc cele 12.000 de souri. Da, imediat o să facă Mihai un calcul. Deci dacă exploatația dânsului depășește 12.000 de souri, poate accesa 801. Deci are 11 bucăți. Bovine de 2 ani și peste, 801, de 12 are, nu, domnul? 11. Problema este că sigur are și pășune, că nu... Da, deci nu ar fi... Putea 8, să le crească 1800, fără, da. Dar dacă are și pășune, deci dacă nu depășește exploatația dânsului 12.000 de souri, poate să acționeze sub măsura 6.3 și nu are un impediment că nu a dus la bun sfârșit măsura 1.4.1. E bine dacă poate face lucrul ăsta. Haideți să răspundem unui alt telespectator, doamna Ionela Murariu din Botoșani. Pe măsura 6.3, proiectele depuse în luna august 2018. Așa, întreabă dumneavoastră dacă selecție, mai doamna, sunt fonduri. Da, pentru că pentru anul 2018, pe măsura 6.3, cât și pe măsura 6.1, încă n-au fost publicate rapoarte de selecție finale, doar pe 6.1, prima etapă de 90 de puncte, sau 85 de puncte. Urmează ca și pe 6.1, 6.3 să le vedem în această lună. Avem două declarații aici, una care a fost făcută la conferința AFIR la finalul anului la Indagra, când fost ministru secretar de stat Alexandru Potor și domnul director Adrian Chiznu și-au dat angajamentul că până la finalul anului vor fi prezentate toate rapoartele de selecție pentru măsurile deschise în anul 2018. Se pare că nu s-a reușit la toate să facă evaluarea, dar sunt convins că în luna ianuarie, cel puțin pentru măsura 6.1 și 6.3, vor fi publicate rapoarte de selecție pe site-ul AFIR și atunci vedem ce sume mai sunt disponibile pentru a doua sesiune și așa mai departe, pentru că s-a mers până în luna octombrie la măsura 6.3 de depunere.
Haideți să stăm de vorbă cu un alt telespectator. Bună seara! Alo? Alo, bună seara, mă auziți? Săruna, doamnă, da, vă auzim. Numele meu este Dinga, Virginia. Da. Și anul trecut, în 3-8-2018, am depus un proiect, măsura 6-3. Da. Și nu... Mă auziți? Da, da. Și nu am primit nicio informare dacă este eligibil proiectul sau dacă nu este eligibil. Noi am avut 75 de puncte acordate. 65? 75. Tocmai răspunse mai devreme, dar vă repet și dumneavoastră, despre întrețul măsura 6-3, încă nu a fost publicat niciun raport de selecție din nicio lună aferentă anului 2018. Urmează ca acest raport să fie publicat pe site-ul AFIR și după aceea veți primi ce trebuie mai departe. Dacă este eligibil să mergeți mai departe cu dosarul cererii de plată și semnarea documentelor și documentele care mai trebuie pentru întocmirea dosarului cererii de plată tranșa 1. Deci, la această dată, pentru măsura 6-3, aferent anului 2018, luna august, raportul de selecție încă nu a fost publicat și cred că nu este finalizat la nivel de AFIR. Dar nu ne-a spus doamna nimica de vizita pe teren. A avut loc? Presupun că a avut loc. Da, vizita am avut control și a fost totul în regulă. Dacă aveți și punctajul care ne-a spus dumneavoastră și ați rămas tot cu el și proiectul este și eligibil, cu siguranță veți primi și finanțarea. Sperăm ca până la finalul lunii ianuarie să avem acest raport de selecție, că atât dumneavoastră cât și ceilalți beneficiari acestui program care au sperat în acest program în anul 2018 și au aplicat, au și nevoie de finanțare și, bineînțeles, doresc să-și demareze activitatea agricolă mai cu succes într-un fel sau altul, sau bazându-se și pe acești bani. Și se apropie perioada de primăvară, martie, mai ales că unii dintre ei au depus pe legume și vor să știe și ei dacă pregătesc răsadul, dar tot ce au de făcut. E de specificat faptul că, pentru că aici au fost niște greșeli în implementare, faptul că în primul an trebuie să respecti, în primul an de implementare trebuie să respecti exact ce e scris în planul de afaceri. Adică dacă eu am primit câștig tânărul fermier și am avut pe structura culturilor din 2017 sau 2018, depinde cum am prins la APIA declarația, eu pentru anul de implementare 2019 trebuie să am exact anul întâi de implementare din planul de afaceri. Tocmai de aceea sperăm că va fi dat acest raport înainte de și de începerea campaniei APIA și de terminarea campaniei. Cu siguranță se va întâmpla treaba asta. Dacă o făceau până la finele anului, e discuția aceea cu cota de deficit de 3%, e o discuție tehnică și economică privind bugetul național. Am înțeles. Și încă o întrebare. Pentru anul 2021, pentru tânărul fermier, trebuie să avem 2 ani de când suntem înscriși la APIA? Nu e obligatoriu. Este obligatoriu și încă nu au apărut aceste reguli, chiar spunea și colegul, deci cu siguranță anul acesta și începutul anului viitor vom vedea creionarea măsurilor și submăsurilor din alocarea financiară 2021-2027 și spuneam și eu din ce am citit din presa de specialitate și comunicatele de la Comisia Europeană, se pare că această perioadă a fost prelungită la 5 ani de zile, deci nu ar fi Și ar trebui să fie și totuși asta probabil că vă gândiți în contextul în care nu câștigați proiectul. Dar dacă câștigați proiectul și este proiect eligibil și îl duceți la bun sfârșit, să știți că ar fi logic, mă rog, aici discutăm într-adevăr extrem de tehnic, dacă dumneavoastră aveți continuitate, așa cum este iar pus în discuție, este să primiți și ca tânărul fermier să primească diferența până la 100.000 de euro, dar mai mult ca sigur o să fie condiția să aveți continuitate, asemănător cu măsura 6-3, adică să aveți continuitate în exploatarea terenului sau menținerea afacerii, exploatației agricole. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Cu siguranță aici la AgroTV veți afla tot ceea ce înseamnă PNDR 2021-2027 și când vom avea informații mai clare și mai multe, cred că vom dedica o emisiune, două sau trei, pe acest subiect. Să zicem, acest subiect și până la urmă nouă linie de finanțare pentru România. Mulțumim pentru telefon. La revedere. Seară bună, numai bine. Doamna Deni Cioca e plecată din țară în Germania de 3 ani, vrea să știe dacă primește fonduri europene dacă se întoarce în România pentru a deschide
o afacere. Se mai dau bani, se dau bani pentru cei din diaspora, întreabă dumneavoastră. Aici este o întreagă discuție, Ovidiu, dacă îmi permiți, și să știi că din foarte multe puncte de vedere și foarte multă dezinformare, voită sau mai puțin voită. În mod teoretic, dacă ar fi să spunem, da, sunt bani sau au fost bani pentru ceea ce înseamnă diaspora să se întoarcă, dar acești bani nu se accesau oricum sau nu se accesa direct de către cei care voiau să se întoarcă, adică nu depuneau ei ca persoană, mă rog, ca persoană juridică la o anumită entitate. Aici, de fapt, se făceau niște proiecte mai mari unde un consorțiu alegeau proiectele care 10, 15 proiecte, 5 proiecte, depinde cât erau un număr minim pe fiecare proiect al unor români care urmau să se întoarcă. Aceste proiecte au fost făcute, dar erau, mă rog, și gândite nu pe, să spunem, pe întreaga diaspora. Se lua un grup țintă, Spania, regiunea X, Germania, regiunea Y și așa mai departe. Adică eu chiar dacă eram... Asta a fost Germania, gândirea la momentul ăla. Exact. Care e o gândire greșită. Ei au zis să nu se disperseze foarte mult. Da. Parcă investeau în țările alea, nu investeau în România. Într-adevăr, sau pentru pregătirea dosarelor, mă rog să spunem, a antreprenorilor care voiau să se întoarcă în țară, se făceau niște cursuri și atunci le-au gândit mai bine îi adunăm dintr-o anumită zonă și discutăm de bani. Bun. Pe de altă parte, sunt într-adevăr o altă serie de măsuri, gen Startup Nation, sau sunt câteva măsuri din PNDR. Într-adevăr, sunt declarații și într-adevăr așteptăm a doua parte a anului, a doua jumătate, pentru că din declarații, și nu a fost o singură declarație vis-a-vis de 6-2, că s-ar redeschide și se regăsește și se va, redeschide această măsură, așadar sunt măsuri care se pot adresa. Mai mult, în cererea de finanțare pe Startup Nation, chiar există un buton, o bifă, dacă sunt român și mă reîntorc. Da, da, atenție aici, Mihai, că e o speculație care se face. A declarat-o și ministrul de la IMM-uri și o doamnă secretar de stat, este pur informativă. Exact, deci nu se primesc puncte, nu se dă nimic în plus. O statistică a ministerului. Este o statistică a ministerului să vadă câți români sunt dispuși să se întoarcă. Am văzut acest tip de statistică, cred că domnul ministru a prezentat-o, cred că și la dumneavoastră în emisiune, vis-a-vis de program de tomate, câți beneficiari care lucrau în afară s-au întors în țară, da, pentru peste a 11.000 de tineri. Este haideți să stăm ceva de pentru cu satul românesc. Alt telespectator, dacă nu mai aveți de făcut completări pe acest subiect, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție și aș vrea să încercăm să mai răspundem la câteva mesaje și la câteva telefoane, dacă este posibil. Alo, bună seara! Să trăiți la mulți ani! Să trăiți și dumneavoastră și la mulți ani! De la Rad, Vișan, vă sun, am mai fost. Aș vrea scurt să întreb. Vă rog. Știți, am un hectar de căpșuni, doi are protejat și încă doi are neprotejat acasă. Cum mă încadrez? Pentru sumăsura 6-3, presupun, nu? Da, sau da, unde, da, unde v-ați încadrat? Cred da, că vorbim cu dumneavoastră face de anul trecut. Am înțeles. Vă face Mihai Clau. În câmp, cât ați spus că aveți, un hectar, domnii? Un hectar de căpșuni. 104. Da. Da, deci din start. Căpșuni în câmp. Da, din start aveți 6.000 de ESO-uri, v-ați încadra. Deci, măsura 6.3. Acum, cred că dumneavoastră mai avea și anumite probleme. Avem minim 24 de luni, da? La APIA, cum este? Nu, singura problemă a avut-o la APIA cu înregistrarea, că i s-a dat o adeverință în scris. Da. A făcut IFE mă mai văd și... în APIA că cei de la FIR spun că nu o să mă văd din cauza că da, nu am IFE-ul deschis. La APIA nu vă vedeți în forma coerentă. Deci la APIA, nu la FIR. La... Nu, dar aia de la FIR au zis că nu o să mă văd la... Nu vă văd la APIA în forma coerentă a prin screen-ului, corect. Haideți să așteptăm răspunsul și pentru anul... Că ați depus și pe 2018, da? Dar cu siguranță depus, în două... Da. În 2019 puteți accesa din nou. A fost depusă pe 2018, am pierdut subvențiile. Știți, povestea mea, nu vreau să o mai repet. Da, da. Mi-am adus aminte. Deci, dar putem să încercăm în 2019 și încă nu știu dacă ați pierdut sumăsura 6-3, nu ați primit niciun răspuns, că nu a fost publicat raportul de selecție.
Păi nu am primit răspuns, că nu a fost publicată, tot nu sunt văzut. Bine ar fi să se amâne până în martie să pot declara și poate... Cu siguranță se va redeschide undeva după 1 mai, cred eu. Sau după ce este în campania Apia. Cu siguranță. Aha. Eu știu că prima măsură. Ce cu subvențiile? De nu se bagă subvențiile? Îmi permis să răspund, am mai spus și mai devreme, dacă aveți și alte scheme de plată, cei care au și alte scheme de plată primesc subvențiile puțin mai târziu, dacă ați fost cumva în teledetecție sau în control, la fel, localitatea dumneavoastră primește banii mai târziu, plățile au început după 1 ianuarie. Nu, dar sunt foarte mulți fermieri întâmplători și pe mine mă sună zilnic. Și aici domnul ministru ar trebui să clarifice odată pentru totdeauna ce se întâmplă, pentru că e o mare problemă cu această APIA. Sunt fermieri care n-au primit niciun leu, niciun leu. Niciun leu, un prieten de-a meu nu a primit, domnule, de aia să vă întreb, nu a primit niciun leu. Chiar, da. Păi, sunt cazuri și cazuri, acum vedeți dumneavoastră. Exact, dacă cumva, până la urmă termenul cât e? 31 martie, 31 martie și-au angajat. La putere, domnul. Da, și la putere, dar mai trebuie și fermierii, zic că nu au primit, să-și verifice dacă au contul activ. Dar cumva... ok. Vă spun. El chiar astăzi a verificat, nu a primit, are IF deschis, nu a avut control, nu a avut nimic ca și n-a luat banii. Nici măcar o tranșă. Eu am spus dacă are contul activ, dacă sunt bănci și bănci, dacă, la unele bănci, dacă nu are activitate la 3 luni sau la 6 luni sau la 12 luni, acest cont se închide, plata a plecat către dânsul, dar din păcate banca a retrimis-o înapoi. Asta e una din cazuri. Pe urmă ar fi cele cu teledetecția sau dacă cumva a avut... anumite probleme sau poate dânsul mai are și o altă schemă de plată, nu neapărat sapsul, presupun că mai are ceva animale sau a mers pe sprijinul cu plat sau... Ok, da. Da, domnul Vișan, sunt situații și situații. Eu caz, da, am înțeles. Nu vreau neapărat să vă contrazic, dar am vorbit astăzi cu un fermier din Călăraș și era fericit că pe 30 decembrie intraseră banii pe zootehnie. Deci sunt și astfel de situații. Să sperăm că, când e vorba de bani, toată lumea i-ar vrea ieri, dacă domnul s-ar putea. Numărul dumneavoastră de telefon m-ar interesa să vorbesc mai mult cu dumneavoastră într-o zi. Al meu? O să vi-l spună fata în regie, cred că nu pot să-l spun în direct. Și nu ar fi ok. Da, am înțeles. Am dacă înțeles. Vreți să vă sune toată țara, puteți să-l spuneți și în direct. Nu în direct, nu. Da. Mulțumesc și... Luați legătura cu... Să lăsați și dumneavoastră în numărul... Lăsați-mi mi-ați promis că veniți la mine în hol de la Căpșuni. Vă aștept anul ăsta. Venim cu toții. Cu toții. Venim cu o formulă completă. Eu nu vin singur. Adică... Sunteți bineveniți toată echipa. Am înțeles. Mulțumim. Mulțumim de invitație. Doamne ajută, la mulțumim. Vor la treabă și numai bine. Haideți să mai citim repede un mesaj venit din partea domnului Vasile Prodan. Este din Bălcie, județul Vâlcea. Și am făcut un proiect pe măsura 6-3 și am obținut un număr de 82 de puncte în luna august 2018. A venit și controlul și a controlat exploatația și tot a ieșit bine. Aș vrea detalii privind proiectele din sub măsura 6-3, când începe finanțarea. Raportul de selecție l-așteptăm cu toții, cum spuneam mai devreme. Până la finalul acestei luni, cred eu că vom avea cel puțin pe luna august raportul de selecție publicat pe site-ul AFIR. Cum? Așteptăm noi. Un alt mesaj aș vrea să mai citim. Înțeleg că nu mai sunt foarte multe, foarte multe minute, dar cred că mai putem să lămurim câțiva telespectatori. Domnul Constantin din Focșani ne scrie așa: sunt din Vrancea și am fata de 18 ani. Aș putea să fac anul ăsta un proiect pentru tânărul fermier, că noi depășim 40 de ani. Am un saivan mare, puțin teren, aș vrea să cumpăr niște vaci de carne, 15 bucăți și niște teren. Câți bani pot primi? Destul de puține date, extrem de puține date. În primul rând, pentru tânărul fermer ar trebui să fie predat, nu saivanul, ar trebui să fie predat o suprafață de teren plus animalele sau animalele aferente plus suprafața de teren, chiar dacă este mică. În al doilea rând, sau tehnic, exemplu de tehnic, ar trebui să așteptăm într-adevăr ceea ce înseamnă realocările pe tânărul fermier de anul acesta, a doua parte a anului. Sfatul totuși este ca dânsul să declare anul acesta animalele, pentru că nu are ce să facă. Bine ar fi ca, dacă vrea totuși ca fata dânsului să acceseze un fond, să urmeze și un curs de formare profesională, pentru că și în alocarea bugetară 2007-2014 și în 2013-2014-2020
nu au cerut... Mihai, dar să le dăm câteva detalii, pentru că sunt foarte mulți tineri săraci și n-aș vrea ca să înțeleagă că încă mai au toți șanse. Deci șanse au cei care au vacă de lapte, șanse au cei care au prioritate legume, șanse au dacă preiau 3 exploatații și șanse au dacă au studii agricole începând de la superioare până la medii. Cu cursul de calificare mai nu vor avea șanse la banii puțini care mai sunt 18 ani. Am mai spus, dar și l-am repetat în această emisiune și e bine că a spus dumneavoastră, deci vorbind de PNDR 2014-2020 s-a ajuns puțin la fundul sacului, adică au fost niște sume de bani, s-au tras pe fiecare an, măsura a avut succes, acum din realocări, din redistribuiri mai rămân anumite sume. Dar acele sume care rămân, într-adevăr, mai multe șanse au cei care se pregătesc, așa cum a spus colegul. Oaia, de exemplu, din păcate că discutăm de Saivan, oaia nu este punctată. În regulă. Domnul Andrei Tănasă, din Târgu Neamț, întreabă așa. Se poate accesa un proiect pentru o sală de jocuri pentru copii? Fac referire la jocurile mecanice, electronice sau chiar și pentru activități cum ar fi biliard, bowling. Pentru copii sau pentru copii mai mari? Că nu știu dacă copii s-au apucat și de biliard și de bowling și răspunsul. Sperăm că nu și de păcănele, că păi, sunt la modă. Da, deci, dacă vorbim de centrele creative... Da. Teoretic, trebuie văzut într-adevăr codul CAEN. Cum au fost declarații PEN vis-a-vis de măsura 6.2 sau există de ce nu această măsură Startup Nation... 43.000 de euro este echivalentul mai mult sau mai puțin a măsurii 6.2. Eu zic că cu această măsură poate să intre pe alte activități recreative neclasificate altundeva. Că da, doar pentru copii, cum a spus și dânsul. Da. Nu? Depinde cum vede dânsul copiii. Da, acum și dumneavoastră. Da. Poate vă simțiți copil la vârsta pe care simțim, aveți. Simțim, dar atunci... după 18 ani anumite tipuri că acolo a scris ceva. Dacă presupun că dânsul este un om de bună credință și dorește ceva pentru copii, da, tocmai ne-am și permis că e și prima emisiune anului și... Deci, activitatea dar în sine... Dar să știți că lucrurile serioase se pot trata și cu zâmbetul pe buze și cred că șansele de reușită sunt ceva mai mari. Prea mult timp nu mai avem la dispoziție. Înțeleg de la colegii din regie că maxim un minut. Într-un minut nu cred că putem să mai răspundem și altor telespectatori cu păreri de rău. Ne bucurăm în același timp că avem foarte mulți privitori care ne scriu, care ne trimit mesaje. Asta datorită dumneavoastră, datorită felului în care le răspundeți, reușiți să-i convingeți în fiecare marți seară să privească agricultura la raport, să învețe ce au de făcut, să se pună la punct cu toată documentația, să caute să își asocieze proiectele cu oameni bine instruiți, bine documentați. La începutul emisiunii noastre vorbeam cu un telespectator care, din păcate, poate nu s-a adresat celui mai priceput consultant și atunci iată că a pierdut trenul, cum se spune, și trenul ăsta nu e chiar ușor de prins. Mai trece un an, trebuie să mai aibă ceva răbdare, dar poate că experiența dar trebuie asta să pe le care atenția, o acumulează îi va prinde bine în viitor. Că există un proverb în, mai bine, în mai popor, târziu, nu? Da? Iarna să-ți faci car și vara sanie, da? Deci acum este momentul în care să se așeze la gura sobei, să-și facă planurile, pentru că după aceea se trezesc pe ultima sută de metri și nu mai au timp de întreaga documentație care e necesară. Dar acum iarna e timpul cel mai propice. Bun, încă o dată vă mulțumesc. Vă aștept și marțea viitoare aici în platou la Agricultura la Raport. Pe telespectatorii mei îi aștept de luni până joi, începând cu ora 20 aici la Agro TV, la Agricultura la Raport. Le dau întâlnire mâine seară. Până atunci, toate bune, numai bine, rămâneți alături de Agro TV.